Tensiunile din Orientul Mijlociu se amplifică după ce armata israeliană a atacat Iemenul. Au fost lansate noi lovituri aeriene cu rachete asupra unor porturi și centrale electrice aflate sub controlul rebelilor Houthi. Peste 50 de oameni au murit. Forțele armate israeliene au lansat mai multe lovituri aeriene asupra unor porturi și centrale electrice din vestul Yemenului, regiune aflată sub controlul rebelilor Houthi potrivit al Jazeera. Atacul a vizat portul din orașul Hodeida și cel din Rasisa, precum și două centrale electrice. Pe de altă parte, armata israeliană a indicat că zeci de aparate ale forțelor aeriene au atacat ținte militare ale regimului terorist Houthi în regiunile Rasisa și Hodeida. Atacul Israelului vine la o zi după ce gruparea rebelă Houthi apropiată Iranului a declarat Că a vizat aeroportul Ben Gurion cu o rachetă. Rebelii Huti au afirmat că atacul a fost programat să coincidă cu sosirea premierului israelian Benjamin Netanyahu de la adunarea generală a ONU de la New York. În luna iulie, după un atac soldat cu morți efectuat de rebelii Huti, cu drone asupra Tel Avivului, forțele aeriene israeliene au răspuns lovind orașul port Hodeida, unde au provocat incendii masive și șase morți.